din informațiile pe care le-am văzut și din declarația făcută de vicepreședintele Comisiei, domnul Claudiu Manda, rezultă că prezența și mai nu prezența în sine, ci intervențiile domnului și răspunsurile domnului Colde au fost total inadecvate. Prin modul de comportament, prin răspunsurile pe care le-a dat, prin care încearcă de fapt să eludeze adevărurile care trebuie spuse în fața Comisiei, pentru că acesta este rolul acestei comisii, de a verifica legalitatea funcționării serviciilor în România. La ce adevăruri vă referiți? Păi, mai bine ați întreba pe membrii Comisiei, pentru că eu nu am văzut decât declarația, nu știu întrebările, nu cunosc conținutul întrebărilor și nici al răspunsurilor în detaliu, dar din declarația pe care a făcut-o domnul Marian Cucșa, domnul deputat, rezultă ceea ce v-am spus și n-am să reiau. Am văzut în presă după aceea acele amenințări și e o chestiune care, sigur, cei care avem o anumită experiență politică ne face să zâmbim. Adică încearcă să inducă ideea că desecretizarea protocoalelor aduce atingere problemelor legate de securitatea națională. Eu am să pun o simplă întrebare. În Statele Unite, care se confruntă cu un pericol infinit mai mare, concret, pe teritoriul ei și în alte părți, cum rezolvă problemele fără ca să aibă aceste protocoale? În aceste protocoale stă cheia rezolvării problemei? Eu cred că atât codul penal cât și codul de procedură penală este suficient fără să fie nevoie să adăugăm la lege. Dacă este nevoie de adăugat la lege, acest lucru este atributul exclusiv al Parlamentului și a nimănui altcuiva.